În data de 22 septembrie a avut loc prima ediție a Cupei Traian Vuia, un eveniment sportiv dedicat pasionaților de fotbal din zona lugoș făget Începând cu ora 10 și pe parcursul a 6 ore, 10 echipe locale au concurat pentru a ocupa un loc pe podium. Competiția a fost strânsă, iar echipele au dat tot ce au avut mai bun pentru a ajunge pe primele trei poziții. De asemenea, organizatorii au asigurat totul pentru o bună desfășurare a acestei prime ediții. Totodată, aceștia sunt hotărâți să îmbunătățească competițiile viitoare.